Salut, sunt Max și bine am găsit la un nou joc pe canal. Ăsta se numește H1Z1 și momentan nu a fost lansat, dar am zis să fac video să introductiv, la fel cum am făcut pentru The Forest. Pentru că în momentul în care se lancează vreau să încep o serie direct cu el. E un joc survival hardcore. E, după cum vedeți, un joc cu zombie. Și ideea în el e tot așa, să supraviețuiești să-ți găsești o bază, să-ți faci o bază cu prietenii tăi, să o fortificați și pe să supraviețuiți în ea. va trebui să o apărați de, de dinamici și tot fel de chestii de genul ăsta. Dar să spune acum ce, cu ce e diferit acest joc față de restul jocurilor de genul ăsta, survival hardcore, pentru că, hai să fim serioși, sunt o tonă de jocuri hardcore survival acum pe market și ce-l face diferit pe ăsta? Ei bine, jocul ăsta e uh, făcut de Sony Online Entertainment Nu știu dacă îi știți, sunt cei care fac uh, MMO-urile alea EverQuest Și mai recent, PlanetSide 2 Care, dacă știți, poate suporta pe un singur server aproximativ 2000 de jucători sau ceva de genul ăsta Ei bine, jocul ăsta, H1Z1, e făcut o de ei Și făcut pe engine-ul lui PlanetSide 2 Asta înseamnă că vom avea tot așa, probabil, numere de astea că adică dacă stați să vă gândiți, un joc de asta, survival hardcore cu zombie, cu o mie de jucători, hai nu 2000, ai hai o mie de jucători pe dita mai harta, cred că ăla ai definiția survival hardcore. Să joci cu atâția oameni pe o hartă imensă și să nu trebuia să mergi șapte ani până să te întâlnești cu cineva și să încercați să formați un grup sau să eventual să încerci să scapi de el sau chestii de genul ăsta. Eu cred că asta, ăsta e viitorul. Cred că asta e... Și în plus, jocul ăsta a fost realizat în doar 4-5 luni. Deci, cred că 4, nu mai știu exact. Deci asta e chestia. A fost în development foarte, foarte puțin, dar deja arată foarte promițător. După cum am zis, e făcut pe engine-ul de PlanetSide 2, deci ei nu au avut foarte mult de muncă la chestia asta. Engine-ul era deja, deja acolo. Dar, Uh, mie mi se pare că arată destul de bine, uh, promite destul de multe Veți avea în el uh, posibilitatea să luați, de exemplu, să zicem că vezi un magazin, da, și te duci la magazinul ăla Și poți să-l fortifici, să l faci baza ta acolo și să, după aia să-l aperi uh, Sau să zicem găsești o închisoare, poți să duci în închisoarea aia și să o fortifici, să faci baza ta uh, Depinde, fiecare locație, una e mai bună, una e, una e mai aiurea trebuie să găsești una care îți place ție și să-ți o fortifici sau eventual poți să îți faci baza ta, poți să spui garduri, să faci, să construiești exact ca în rast, ce, ce nu, mă, nu, face decât să mă bucure pentru că e un aspect pe care, care cred că ar trebui folosit mai mult în jocurile astea survival, să construiești, să craftezi chestii. Deci asta vom avea în, în H1Z1. Uh, plus că, nu știu, totul pare așa de finisat în comparație cu alte jocuri. Nu știu, eu sper că va fi uh, o experiență destul de mișto. Uh, vreau să-l încerc, cum facem și la The Forest să-l vom încerca cu miniserie, după care, dacă vă place, îl continuăm cu o serie întreagă. O chestie despre el este că va fi gratuit, va fi free to play, uh, dar nu va fi pay-to-win. Hai să vă explic cum funcționează sistemul ăsta la ei. Când se lansează, va costa, deci se lansează în aproximativ o lună. Când se lansează, va costa 20 dolari pe Steam Early Access. Și asta fac ei pentru că nu vor să bage foarte, foarte mulți jucători la început, vor să bage doar cei care vor să testeze. 20 dolari la început, Uh, dar când iese din early access va, cost, va, va fi gratuit complet pentru toată lumea. Uh, bine, asta poate durezi și un an până când iese din early access. Deci, dacă vrei să-l jucați când se lansează în o lună, în aproxim -o, aproximativ o lună, va trebui să plătiți acei 20 dolari. Uh, când se duce free to play, acei 20 dolari vor fi transformați probabil în niște currency, in-game currency, ca să puteți să vă cumpărați diferite lucruri. Aici vine partea la care unii dintre voi ați spune, mă, e pay to win, adică plătești pentru putere să-ți dai arme și chestii de genul ăsta? Nu. Nu poți să plătești pentru arme deloc. Uh, singurul lucru pe care poți să plătești, pentru care poți să plătești, sunt haine. Uh, asta nu înseamnă că nu poți găsești haine pe jos. Poți găsești haine pe jos ca în zi de exemplu. Deci, alea o să rămână în joc. Dar, dacă vrei o chestie unică, care nu există nicăieri și nu poți să, o, o găsești de nicăieri, poți să duci în shop-ul lor și să-ți cumperi haina respectivă. Dacă mori, haina respectivă cade pe jos. Cineva poate să o ia, acel ce, cineva poate să o poarte o, un număr de vieți. De exemplu, dacă el moare de 3 ori, el nu mai poate să o poarte pentru că el n-a plătit pentru ea. Tu ai plătit pentru ea, poți să o porți permanent după aia. Tu nu o pierzi niciodată. Deci asta va fi sistemul lor cu pay, adică să plătești și bă, de asta jocul va fi gratuit după ce iese din early Access. Dar eu cred că e un sistem bun, deci nu poți cumpăra putere, nu e pay-to-win și de asta nu poate decât să mă bucure, plus că e o companie mare în spatele lui, e Sony Online Entertainment, nu știu dacă se știți, Everquest, uh, ba chiar fac și acum un nou Everquest, Everquest Next, care arată incredibil cu uh, posibilitatea de a construi chestii în stilul Minecraft și chestii de genul ăsta, nu știu, fac niște chestii incredibile ăștia la Sony Online Entertainment. Dacă reușesc să facă chestia asta, să avem, eu știu, băi, și 500 de jucători prin server mi-ar mi place enorm. Și eu zic că ăsta e viitorul. Nu știu exact cum va fi, nu știu exact dacă vă place, dar sper să, sper să vă placă și sper să fie o serie destul de, de interesantă. După cum am zis, jocul se lansează în aproximativ o lună. Uh, ei nu știu exact o dată de lansare, dar o să vă țin la curent probabil pe Facebook, dacă mă urmăriți acolo o să vă mai dau uh, noutăți acolo pe Facebook. Oricum, dacă v-a plăcut acest video nu uitați să lăsați un like și un comentariu și ne auzim data viitoare. Pa, pa!